Bună, mă numesc Rea. Bună, mă numesc Tina. Și mă numesc Rea și Tina, bine ați venit la noi. Avem aici lista. Deci cred că o să zic chestia asta în fiecare vlog, da. Și de asemenea avem cei trei câștigători care vor fi la sfârșitul vlogului nostru. Și concursul continuă. Dacă vrei să faci parte la acest concurs, așteaptă până la sfârșit, urmează pașii și poți câștiga. Exact, în fiecare vlog vom alege trei persoane care vor fi la sfârșitul vlogului nostru Instagram-ul, ca să vă faceți follow. Băi, și dacă tot vorbim de concursuri, cine credeți că a făcut cel mai șmecher concurs de pe YouTube, Facebook, Instagram. Cine credeți? Dați comentariu. Din caz, din puterea dragostei. Lasă-mă pe mine să începe. Bobiță, dar în primul rând este pe Instagram, că el nu are habar de YouTube. Dar știți care e faza? Stați puțin. Nu uitați de like, comment, share pe Facebook, subscribe, ca să ne puneți la story. Recomandate. Să ne puneți la story și tot ce vreți voi. Nu uitați. Și fiți pe fază cu pașii concursului. Așa, Bobiță a făcut un super mega extra concurs cu flori de la nu știu cine, că nu fac reclamă, că nu plătesc. High five. Așa, și data extragerilor este 30 a 6 2016. Deci, dragii mei, ne întoarcem în timp și o să extragem în câștigătorii concursului altor de Bobiță. Exact. Mai Bobiță, ce faci, băi? Cum 2016? Ne pare rău că ai pierdut noțiunea timpului ce pentru toți răposații noștri și domnul cu trandafirii, nu uita să ne contactați din nou. Din nou. Ce mai? Am aici o super veste. Se presupune că Bogdan Mocanu are iubită. Cine, mă? Mocanu, mă. Altă iubită? Măi, este o fată care comentează non-stop în live-urile lui. Cu ne vedem când vii, nu știu ce, facem cuplu frumos sau chestii deci de genul. Deci ne-a cu Florentina 91. Facem și reclamă. Și că la final cu mine rămâi. Ce treabă aveți voi? Este fata cu care s-a văzut când a venit în România, în București, că a fost prin centru vechi, Mocanu s-a distrat. S-a distrat, băi, cine știe dacă sunt fericiță, ai puterea dragostei. Că puterea dragostei nu e în casa, păi puterea dragostei. Păi da, să rămână în România atunci. Apropo, Viorela și Ștefan, vă pupăm. Asta e puterea dragostei, se căsătoresc. Băi, zi-mi și mie, frate, despre concurenții ăștia noi de la preselecție. Băi, avem niște poze cu concurenții de la preselecție, am înțeles că... Să vedem așa cum arată. Este o focoasă, brunetă, nu știu cum, una blondă, Tina, brunetă, Tina. Cum? Da, e la Tina. Bă, nu știu, dar una e Tina în România. Să-i spuneți, cred că și-a schimbat numele după ce, după tine. Una e Tina în România, așa că... Like pentru Tina. Avem aici o problemă cu burtierele. Am rugat echipa Canal D să ne contacteze. Pe cuvântul meu de onoare, promit solemn cu Valentina că vă facem noi textele și nu vrem nici comision din YouTube. Băi, frate, bă, ce s-a astea, mă? Niminalizat. Cu mude, bă, pe bune, bă, reveniți-vă că sunteți naiba Dita televiziunea, Dita show-ul, pe bune acum. Și vrem și să lămurim problema aia de la Humude, cum era piesa aia. Fucking freaky, băi, ce s-a luat asta? Fucking freaky, ce s-a luat, frate, aia arabă, iraniană, ce, că e mai mult pe engleză. Mă, dacă voi știți, dați în comentarii. Bine, că... nu râdem, că e frumoasă piesa de pom, Nicolas. Te pup. Așa. Și pe Humude. Bună, da. Humude, ne-ai dat bloc. Așa. Scoate-mă de la bloc, Humude. Nu, ținem acolo că nu mă interesează. Rafael l-a scos pe nedrept. Voi ce părere aveți de eliminarea lui Rafa? Zici și mie, deci el a venit cu un PlayStation sau cu un Xbox sau ceva de genul în Turcia, corect, când a venit. Iar băieții pierdeau nopțile și se jucau non-stop. De acolo au fost și mici incidente în casă, da? Pentru că ei veneau foarte obosiți și nu se odihneau noaptea și nu dădeau randament acum, la materiale. Acum să fim serioși, cât nu s-a văzut în afară emisiunii? Dacă erau atât de corecți, trebuia să elimine pe toți. Exact. Pe Simina, pe Berna, pe ăla, să nu avem și atât, adică și mulți alții, adică chiar toți se văd în fiecare seară. O să vedem aici un clip să ne nu e corect, nu a fost corect și nu cred că este unul dintre cei mai puțin votați. Și data viitoare când arătați, când spuneți că ai fost cel mai puțin votat, vrem să vedem și noi listele cu voturile. Intrați pe site și vedeți, vrem să vedem. Sunt false. Nu mi se pare normal. Hai să vedem. Îmi pare rău. Ce a însemnat această competiție pentru tine? O experiență de viață, o experiență nouă pentru mine. Am cunoscut niște băieți minunați, fetele la fel. Mi-am dat seama ce gândire am eu, mi-am dat seama de ce sunt în stare. Mă bucur că te-am cunoscut. Și eu mă bucur că v-am cunoscut. Să întâlnești puterea dragostei afară. Să întâlnești puterea dragostei afară. Ți s-a părut normal comportamentul Andrei? Mi se pare că vrea din tot sufletul ei să scape de el. Băi, automat, băi, cât nu s-a văzut în afară emisiunii și ei. Cât n-am văzut pe vlogurile astea despre ieșirile lor. Și Rafaelo a spus încă un mesaj.
Nu e frumos să fiți influențată și nu vă mai lăsați influență. Da, nu mă interesează. Dar Rafa, tu vrei să zici că te-ai influențat cineva, să te vezi cu cineva? Nu, neapărat. M-am văzut. Dar asta e culmea, că pe mine nu m-a influențat nimeni când m-am văzut prima oară cu Alex și dacă m-a influențat, puteam eu să aleg. Văzut, nu m-am văzut până acum cu nicio fată, eu cu ea, gen, numai deci, Andreea? Nu m-am văzut numai cu ea. În primul rând nu este, deci ar trebui să fie dat afară Simina cu Zenoa, pentru că ei s-au văzut mor regulat, au și dormit împreună, s-au și culcat, au avut și relații intime. Nu un amărât care a venit și el... Rafael o merita să continue, dar... Iar chestia cu nu vă lăsați influențați, scuze-mă, paranteză, nu se referă la nu vă lăsați influențați și să vă vedeți. Nu, el se referă la cu totul și cu totul altceva. Omul spune cu subînțeles foarte multe lucruri, de-aia a spus și Andreea, nu mă interesează. Știți care e faza? Că au început să-i scoată pe rând. Pe Ana Maria, pe asta, Andreea, acum Rafael, o să urmeze Beni, fac pariu pe ce vedeți că urmează. Oricum Beni. O să spunem în vlogul ăsta și cine pleacă în gala de sâmbătă. Știți care e faza? Mari cu Dea au făcut niște dezvăluiri super interesante pe live. Hai să vedem ce spun și el. Te pupăm, Deni. Cu Pinky, Deni. Era o fată super. Dea, te-ai întors pentru cineva? Eu m-am întors pentru mai multe persoane. Reina! Urmăriți, stăm aici pe live. Urmăriți emisiunea, o să vedeți ce se întâmplă acolo, pentru cine m-am întors, cu cine mă... Ia uite, baba de ea. Are un copil de vreo 6-7 ani. Cine râde așa? Cine râde? Roxana, înseamnă numai că s-a întors pentru Beni sau pentru Hamude, că altfel nu mă prinde ce dacă a zis, spus Mari, vrei să ne certăm pe live. Dar vezi că a zis și ideea într-un live când a pomenit, a fost vorba de Jador, că să nu mă activez, să nu-mi dau drumul la gură. Cred că de aia să ceva, sunt mai multe probleme. Băi, dați comment cu ce avem crezi. Aici un video, Simina râde de Zănoagă și dă vina pe Jador. Voi ce părere aveți? Poate nu ați fost atenți. Băi, urât. Da și eu în plus. Ce se pleacă iubita. Rafa, ce ai făcut? Vezi dacă nu faci treabă bună? Vezi? Vezi cine face? Urât. Cine a început? Cine a fost prima care a râs? Simina a râs, zicea că ți-a plecat iubita și părmă ia. Hai să vedem ce spune după. Dă-i și o țigară. M-am luat iară pe bosta. Dă-mi și să-mi aprind. Mă ajută cu Jador. De ce? Că râdea de tine, că plângi. De ce mi se mina? Jador nu râdea de Alexandru, că plânge. Tu ai spus că i-a plecat iubita acasă și Jador a spus că ce nu mai faci treaba bună. E urât să dai vina pe altcineva. Deci tu ai deschis subiectul, să râzi de iubitul tău. Știi că nu se face lucrul ăsta. Întotdeauna voi ar trebui să vă apărați și să vă protejați unul pe celălalt. Nu uitați că o să anunțăm câștigătorii concursului. Au participat peste 2000 de oameni. Nu uita, dacă urmărești acum, nu uita să lași like acum. Da, totul meu like. Comment, și să continuăm. Comment. Exact. Continuăm și cu următorul subiect. Vreau să văd preferații voștri. Comment cu cine vreți să câștige puterea dragostei. Mai e foarte puțin până să termină. O să vedeți cine vrem noi să de câștige puterea dragostei. De fapt, mai au o săptămână până încheie să termină filmările. O singură cam săptămână așa. Mai au de filmat, cam așa maxim. Simina este gravidă. Bă, frate, băi. Băi, deci eu tot sunt nedumerit așa. Știi că ai făcut poza aia cu Lavinia în baie și parcă nu ți era rușine să... Nu ți era rușine să te rezbraci și chestiile astea și la piscină. La mare când ai fost aveai rochia pe tine. În casă porți numai rochii de gravid. Toată lumea știe că rochile care se închid aici sunt rochii de gravide, mare parte. Ciudat, hai să vedem ce spune. Hai să vedem cum e poziția ei. Da. Voi ce părere aveți? Nu ești supărat că se distrează aici Simina cu Jadu? Eu când tu ziceai că vrei să ne cunoaștem și așa, eu despre cine? Bă! Băi, nu cred ce burtă, bă, o fi gravidă sau nu? N-ai cum, frate, ai ieșit, s-a mai văzut și în episodul de ieri la fel. Băi, nu că veni vorba de câștigătorii. Băi, eu cred că ar merita să câștige Zenoac. Sincer zic, a fost singurul care a arătat puterea dragostei, a luptat pentru o femeie. Și, curele, da. Și nu susțin că, vai, domne, am te-a ceva. Te-a emoționat și pe tine când a plâns? Da, frate, a fost singurul și nu neapărat a fost singurul care a luptat pentru Simina pe bune. Omul se vede clar că nu mai vrea să fie acolo, nu mai vrea să stea așa mai departe și se leagă prietenii și de fiecare dată când pleacă cineva la care ține sau de care se atașează, e lovit din nou, practic. Pentru că, până la urmă, dacă e să luăm așa, persoana de lângă el nu este persoana compatibilă care să echivaleze un pic sentimentele și să-l ajute să depășească în decât pune paie pe foc și am impresia că tu te chinui să fii în relația asta. Asta se vede în exterior. Am niște informații bombă. În sector 5 au fost văzuți 3 concurenții foști concurenți. Cine?
Talida, care și-a schimbat culoarea părului. Bravo, Talida. În sfârșit, ai făcut ceva frumos. Așa, Iancu și... cine mai era? Bobicioiu. Bobicioiu. Au filmat împreună cu De Santo. Acum, eu nu știu pentru ce au filmat. Dați comentariu cu ce credeți voi. Păi, dacă probabil... e pentru De Santo, ar trebui să fie pentru muzică. Dar știți care e faza? Că în aceea zi, Jador și-a filmat noua piesă. Înseamnă că poate ei filmau pentru Jador sau poate filmau pentru firma aceea de flori pe care tot o promovează. Ia să zic numele. Continuăm cu... Băi, frate, noi am spus că Pușica intră în emisiune. Ea a fost pe la casting, a fost, s-a plimbat pe acolo, a semnat acte, cică, că se întoarce, s-a răspățit de fostul iubit. A fost văzută avem la piscină. Avem informații clare că se întoarce. A semnat contractul, frate. Știți care e faza? Că ea a fost la piscină cu noul iubit. Băi, dar crezi că e noul iubit? Băi, sau se doar sărutau. Care umblă? Adică am primit niște poze de la cineva când ei erau acolo la plajă. Să vedem. Hai să vedem și noi pozele. Bă, bun, aici nu se sărută, dar cine știe, poate se desparte de el și se duce la emisiune. Te pup, și ca succes, sper să câștigi puterea dragostei sezon 2. Eu nu te pup. Mulțumim. Nu mă interesează. Dragilor, avem o veste foarte proastă, pentru că toți vă întrebați cine este în gala de sâmbătă. Persoana care este în gala de sâmbătă este nos... De ce ai zis? Dă-napoi, taie! Vreau să zic, dați și voi un like! Am stricat materialul! Dați like, comment, share pe Facebook. Da, mai este Berna sâmbătă, după cum... Dacă sunteți atenți la story-le de pe Instagram, sunt toate vechi, da? Și o să posteze chestii din emisiune, pentru că nu prea mai are ce să posteze. Bă, ce urât! Da, ai văzut dansul ei cu hamurile de pe plajă? Nu putem să punem aici. Nu putem să punem așa ceva aici, dar... Băi, nu știu, dar poate nu să pun la mine la story. Da, nu uitați să-mi dați pe Instagram, neapărat să-mi dați follow. Băi, mi-mi place de fata asta de Berna. Băi, și mie. Raluca face niște concursuri fake. O să vorbim noi despre Raluca mai încolo ceva, avem niște... Raluca face un concurs fake. Băi, câștigătoarea are 245 de followers. Ideea este că are 19 ani din Bacău. O fată care arată atât de bine nu are cum să aibă atât de puțin like-uri și atât de puțin follow-uri. Este și imposibil. Să aibă 3 poze. Este imposibil. Este un cont făcut de Raluca, că așa face ea cu concursurile ei, să mai îmbogățească și ea. Nu știu. Felicitări câștigătoare. Dacă vezi acest... Cum ai zis-mi dată câți bani lua pe postare? 700 de lei. Am înțeles. Bravo, Raluca, faci bănuți. Bobicioiu aduce flori. A apărut o fată Camelia, o altă Camelia. Nu, este, cred că este aceeași Camelia cu care am vorbit noi, că femeia ne-a scris după ce am spus că Bobicioiu are iubit în România. Eu cred că este aceeași fată, doar că și-a făcut alt cont ca să nu se mai... Ce cu asta cu te iubesc, cu astea? Da, pă, cine o filmă asta? Hai, acasă dacă te iubești acasă. Dați coment cu cine credeți că e, hai să vedem. I love you! Mamă, și-a pus și o poză, vă punem aici o poză. Poză! I love you, Bobiță, te iubesc mult! Bobiță, noi acum facem timeline, se numește, gen adică poza. Adică poza de final, noi așa o facem, hai! Gata, boss, am făcut-o. Hai să vedem, ce urmează? Urmează, Raluca spune că facem bani. Hai să vă ascultă și de ce. Raluca a vorbit foarte urât de noi într-un live. Raluca și Ricardo, știi că urmărești asta. Așteptăm și noi cu drag vlogul acela. Îl așteptăm cu cea mai mare drag. Adică îl aștept. Hai să vedem, Raluca, ce spui tu de live. De live de noi. Pe live de noi. Tante, deci n-am cum să am o părere despre ele două. Numai că fac și ele bani din ce pot și ele. Mai prind și ele. Din stânga în dreapta. M-a prins și alea de stânga. Băi, Raluca, cred că tu ești aia care prinde din stânga în dreapta. Raluca, băi, ai ceva în colțul gurii. Băi, dar oamenii ăștia care te plătesc să le promovezi produsele, ei nu știu că tu faci concursuri fake și că nimeni nu te mai crede. Nu, există o altă problemă. Fac anunț pentru toate corporațiile, business-urile și așa mai departe, firmele care apelează la Munte Raluca pentru a promova diverse lucruri. Dragii mei, pentru simplu fapt că toate concursurile au fost dintre ele false până acum și ea nu mai reprezintă încredere pentru urmăritorii și pentru fanii ei, să vă reorientați către un concurent care prezintă credibilitate. Nu mai apelați la Munte Raluca pentru că are foarte mulți hateri, cum a spus și ea pe Instagram și în vlogurile ei de pe YouTube. Nu mai apelați la cineva cu încredere. Cum ar fi să nu agă? Mie mi se pare că Raluca, știu că ești de treabă. Raluca, știu că ești invidioasă că tu n-ai vizualizări pe YouTube, dar este diferență între noi două și tine, pentru că noi suntem drăguțe, noi suntem reale și noi ne iubim familia și vorbim cu ei. Și spre deosebire de foarte mulți dintre voi și tu pe acolo, noi stăm ore întregi, poate 6-7 ore pe zi să răspundem familiei noastre, adică persoanelor care
ne scriu, spre deosebire de tine, care plătești sau se ocupa cineva de contul tău și nu răspunzi niciodată mesajul. Și faceți test, scrieți-i toți, scrieți-le concurenților, scrieți-le tuturor, haideți să vedem dacă vă răspunde cineva. Noi răspundem, dați-ne acum mesaj pe Instagram cu portocală sau nu, stați și un pic. Și am ajuns la punctul final în care vom spune câștigătorii, deci, din vlogul trecut și nu uitați, concursul continuă. Nu, înainte de câștigător vreau să avem un moment de pauză, de repaus pentru noi. Un moment de 5 secunde în care voi veți apăsa acum butonul de like, am de subscribe. Am crezut că vrei să zic tatăl nostru, care și clopoțel, acum aveți 5 secunde, 1, 2, 3. 4, 5, gata. Băi, am zis că e repaus. Și câștigătorii concursului sunt, fă cu mâine, persoanele care vor apărea la sfârșitul acestui vlog. Și nu uitați că vom alege concursul continuă, deci vom alege și pentru vlogul viitor. Sunt câștigătorii. Tu prima. Raluca Paula Queen. Queen, ai câștigat, o să fii pe vlogul nostru, te pupăm. A doua este a I-M, Bianca D, liniuță jos. Te pup! Și a treia persoană este Gabi Puica. Vă pupăm și vă iubim pe toți și vă mulțumim că ați participat la acest super concurs. Și nu uitați că, virgulă, concursul continuă. Concursul continuă. Glumesc și eu. Tot ce trebuie să faceți este să lăsați like și coment cu particip și Instagramul vostru la acest video. Subscribe. Subscribe la canalul nostru de YouTube. De asemenea, să intrați pe Instagramul Rea de a Tina Dribrea și Tina Oficial, să lăsați follow. Da, și să dați, să puneți la story acest vlog și să ne dați tag, pentru că noi verificăm. Și share pe Facebook și pe Instagram, să ne dați și dovezile. Prin screen la toate astea. Și puteți apărea pe vlogul nostru, ne punem 4 vloguri pe săptămână, aveți șanse foarte, foarte mari să este fiți aici. Este cea mai bună șansă de a vă crește și voi conturile de Instagram, pentru că noi încercăm să vă ajutăm pe voi, nu cum fac ceilalți prin prostii, ci pe bune. Și toată lumea se ducă chiar acum să le dea follow câștigătorilor și să-i felicităm! Felicităm să le dați follow și nu uitați că avem și un cuvânt cheie. Comentați jos cu cine vreți să câștige puterea dragostei. Eu... În afară de comentul pe care trebuie să lăsați obligatoriu pentru a participa la concurs, da, cu particip și Instagram-ul vostru, trebuie să lăsați și cine ați vrea voi să câștige. Eu... Sau poate să fie în același comentariu. Tu cine vrei să câștige? Eu vreau să câștige de Noango. Serios? Da. Păi și mie, mică, mi se rupe sufletul, deci chiar am cu simțita să schela plâns pe bune. Dar o să ne vedem data viitoare în vlog cu mai multe detalii și mai multe secrete pentru nu voi. Nu uitați că suntem aici întotdeauna pentru voi, ne dați pe Instagram mesaj, vă răspunde la orice oră, vă iubim familie și suntem R&T Family Forever. Așa că nu uitați, toate comentariile astea pe care le lăsați voi acum pe Super Chat, acest Super Chat va dispărea, se va termina, da? Și noi vrem să răspundem comentariilor și nu putem pentru că nu apar. Toată lumea se intre jos. Jos de tot, jos de tot. Și să lase comentarii. Și nu butonul de like. Și nu uitați că concursul continuă. Vă iubim și să aveți o zi frumoasă la fel ca voi. Pa!